Avionul Vuia 1 din 1906 a ajuns la Târgu Jiu cu ocazia comemorării eroului aviator Vasile Craiu. Aparatul de zbor a fost supus unei demonstrații în centrul orașului, semn că anii nu și-au pus amprenta peste el. Cel care l-a pilotat a fost comandorul de aviație Ilie Dumitrescu. Acesta ne-a explicat că avionul a făcut deliciul străinilor la prezentările din afara țării. Merge. Da. Noi reprezentăm Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, filiala Craiova. Ce vedeți aici e copia avionului Vuia 1906, construit sub patronajul ARPI, filiala Craiova, de un grup de aviatori pasionați și patrioți. Cu acest avion am prezentat România la Bruxelles, invitați de Marele Stat Major al Armatelor Întrunite Europene și anul trecut în Franța, la Ferteale, aerodrom Strednic, unde ne-am bucurat de foarte mare atenție și am fost primiți cu mare fast. Pe aceleași care l-a făcut Vuia acum 114 ani. Da, istoria interesează pe străini când au ascult? Da, interesează pentru că au rămas foarte surprinși pentru că noi am reușit să facem așa ceva. Aparatul de zbor a ajuns la Târgu Jiu în urma demersurilor făcute de autoritățile târgujiene în scopul comemorării aviatorului gorjean Vasile Craiu. La Biserica Sfinții Apostole a avut loc o slujbă de pomenire în memoria eroului gorjean. Pururea veșnică sfinților, aceluiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești cuvânta, Doamne! În cinstea celui considerat asul aviației din primul război mondial, un avion al aerodromului din Târgu Jiu va survola orașul.